Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Înainte să începem cu analiza tehnică și să vedem la ce ar trebui să ne așteptăm astăzi și mâine, pentru că se închide săptămâna pe Bitcoin, aș vrea să vă întreb ceva. Dacă v-ați dori să fac un video, da, cu cine este Narcis și prin ce am trecut ca să ajung aici, da? Aștept în rubrica de comentarii feedback-ul vostru. Bun? Acum, haideți să începem cu DXY-ul, da? Indicele dolarului. De ce? Vă arătam eu ieri, da, că suntem în acest canal descendent, dar se pare că am rupt rezistența. Dacă o luăm suport, sunt șanse foarte mari de aici să mergem să testăm acest maxim, da? Și dacă testăm acest maxim, înseamnă că bursa sau Bitcoin-ul sau majoritatea asset-urilor or să aibă o corecție. Da? Asta odată. Doi. Haideți să mergem acum pe Bitcoin și să vedem la ce trebuie să ne uităm pe weekly. Pe weekly. Două secunde. Haideți pe BDX ca să vedem mai clar. Vă spuneam că trebuie să fim foarte atenți la Moving Average 50 cu 200 pe weekly. Da? Observați că în momentul de față, într-o săptămână, două, o să avem mai exact pe 23, pe 6 februarie, da? Adică nu săptămâna asta, nu următoarea, cealaltă, e posibil să avem un dead cross. Nu am avut dead cross absolut nici odată până în prezent. Da? Niciodată n-am avut dead cross, ceea ce înseamnă că e prima dată în istorie. E posibil, da, de aici să avem o reacție a prețului, adică fie să lovească rezistență și să cadă mult mai jos, da, ăsta ar fi primul scenariu, sau să crească undeva la 26 până în 30.000 și apoi să ia suport 30.000, da, fiindcă în momentul când rupe, da, când rupe linia verde, de obicei o ia suport și nu mai coboară sub ea. Da? Vedeți cum a respectat tot timpul, da, linia roșie, moving average 200. Tot timpul a respectat-o, adică prețul când a ajuns acolo a avut o reacție. Asta e prima dată în istorie când a ajuns aici și prețul n-a avut nicio reacție. A trecut pur și simplu prin ea și a luat o rezistență, apoi a încercat, a căzut, iar a luat o rezistență și a căzut. Acum ar trebui fie să o luăm rezistență și să cadă, fie să o rupă și să o țină suport. Da? O să vedem, dar v-am arătat ca să luați în calcul ambele scenarii. Adică dacă nu urcă peste, vine corecția. Da? Și în momentul de față n-am urcat peste. Bun. Acum hai să mergem pe un time frame mai mic, pe daily. Observăm că pe daily arată foarte bine. De obicei, când avem pe daily golden cross, observați că deja nu s-a format, mai avem un pic, se formează pe 8 februarie, da? Peste câteva zile, cam așa, 6-8 februarie, dar de fiecare dată când avem golden cross, prețul vrea să urce. Da? Am avut și câteva fake-uri, e posibil și acum să avem câteva fake-uri, dar atâta timp cât avem o corecție foarte mare, primul golden cross nu prea este fake. Da? De obicei, când avem o corecție foarte mare, prima dată când avem golden cross, avem o creștere foarte mare. Este posibil același lucru să-l facă și acum. Da? Golden cross-ul, fake-ul, vine atunci când deja am avut o creștere foarte mare și cumva ar mai vrea să urmeze. Nu, atunci e posibil. Dar acum, la câta corecție am avut, e posibil să avem tot la fel o creștere destul de dravână. Adică putem să ajungem undeva la în jur de 30.000, mă gândesc eu, și de acolo, gen să mai aibă un pullback, adică gen ca aici. Da? Bun, haideți să mergem și pe un time frame mai mic și să vedem la ce trebuie să fim foarte atenți. Haideți să vedem. Deci, analiza mea pentru canalul de Discord este următoarea. Suntem exact pe suportul acesta, pe o oră, da? Unde sunt șanse foarte mari să-l rupă,
da? Și să coboare în partea de jos, da? Eu tot îl aștept, da? Sunt un short, tot îl aștept în partea de jos, undeva cel puțin la 0,3 Fibonacci. Aici este foarte multă lichiditate de luat, da? Toată zona asta. Și cât de curând, e posibil chiar și până mâine seară, da? Să cad aici și apoi să urce înapoi, da? Dar așteptați să confirme, așteptați să rupă suportul, să le ia rezistență. Bun. Ok. Haideți să ne uităm și la EURUSD. EURUSD, într-un final, putem spune că a intrat în canalul următor, da? Și este în canalul descendent, ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare, da, ar trebui să meargă din ce în ce mai jos. Eu personal îl aștept din ce în ce mai jos. Bun. În principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!